Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre arc de cerc și unghi la centru. Să facem cunoștință cu Andrei. El vrea să-și spele hainele cu mașina de spălat. Dar pentru aceasta are nevoie să știe cum funcționează mașina de spălat. Își pune întrebarea, dacă rotește butonul pentru a programa mașina de spălat, oare punctul roșu de pe rozetă? Ce figură geometrică descrie? Deci, prin rotirea butonului, punctul roșu descrie un cerc. Dar Andrei vrea să rotească butonul până la programul cu numărul 1. Ce figură geometrică a descris punctul roșu? Să vedem ce este un arc de cerc. Se numește arc de cerc mulțimea punctelor de pe cerc cuprinsă între două puncte ale cercului. Deci dacă avem punctele D și E aflate pe cerc, mulțimea punctelor D pe cerc cuprinsă între D și E este un arc de cerc. Dacă punctele sunt diametral opuse, atunci arcul se numește semicerc. Deci avem punctele A și B diametral opuse, deci segmentul AB trece prin centrul cercului, atunci arcul AB se va numi semicerc, jumătate de cerc. Două puncte ale unui cerc determină o pereche de arce. Acestea pot fi două semicercuri, dacă punctele A și B sunt diametral opuse, de exemplu arcul ADB, este un semicerc, la fel și arcul ACB, sau pot să determine, două puncte aflate pe cerc, pot să determine un arc mic de cerc și un arc mare. Dacă avem punctele D și E, atunci arcul DE este arcul mic de cerc, iar arcul DAE va fi arcul mare de cerc. Se numește unghi la centru unghiul care are vârful în centrul cercului. Deci noi avem punctele A și B aflate pe cerc și centrul cercului este O. Atunci unghiul AOB se numește unghi la centru pentru că vârful unghiului este în O care e centrul cercului. Arcul AB se va numi arc de cerc corespunzător unghiului la centru. Cu cât este egală măsura unghiului la centru? Măsura unui unghi la centru este egală cu măsura arcului mic corespunzător acestui unghi la centru, deci arcul cuprins între laturile unghiului. Deci dacă avem unghiul la centru AOB cu măsura X, atunci ea va fi egală cu măsura arcului AB. Deci arcul AB va fi egal tot cu X grade. Cât este măsura unui semicerc? Păi știm că semicercul este determinat de două puncte diametral opuse. Asta înseamnă că AB în cazul nostru este un diametru. Deci înseamnă că unghiul la centru AOB are 180 de grade, deci și arcul AB, deci semicercul, va avea tot 180 de grade. Da, dar cercul este format din două semicercuri. Deci în total înseamnă că măsura unui cerc este de 360 de grade.
Să facem următoarele observații. Un arc mic de cerc are măsura cuprinsă între 0 grade și 180 de grade. Deci, în cazul nostru, arcul mic AB are măsura egală cu măsura unghiului la centru AOB, adică tot X grade. Un arc mare de cerc are măsura mai mare de 180 de grade. Deci, arcul mare ACB o să aibă măsura egală cu 360 de grade, cât este măsura unui cerc, minus arcul mic AB, deci egal cu 360 de grade, minus măsura unghiului la centru AOB, în cazul nostru X grade. Să facem următoarea aplicație. Sara vine în vizită la Andrei cu o bucată de pizza. Pizza adusă de Sara este împărțită în 8 părți egale. Calculați măsura unghiurilor la centru formate de bucățile de pizza. Determinați măsura unui arc mic de cerc, deci arcul determinat de o bucată de pizza, și calculați măsura arcului mare determinat de bucățile de pizza rămase, dacă se ia o bucată din pizza respectivă. Să rezolvăm problema. Avem de calculat măsura unghiurilor la centru formate de bucățile de pizza. Știm că avem 8 unghiuri congruente formate în jurul punctului O, care este centrul cercului. Și atunci măsura unghiului la centru AOB va fi egală cu 360 de grade, cât este suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct, supra 8. Adică ne dă egal cu 45 de grade. Deci unghiul la centru AOB este de 45 de grade. Arcul AB, arcul mic AB, știm că este egal cu măsura unghiului la centru AOB, care ne-a dat egală cu 45 de grade. Cu cât este egală măsura arcului mare AB? Haideți să facem o notație aici, punem punctul C și atunci citim arcul mare AB ca fiind arcul ACB egal cu. Știm că măsura unui cerc este de 360 de grade, din care trebuie să scădem arcul mic AB, care știm că este de 45 de grade. Deci vom avea egal cu 360 de grade minus 45 de grade și obținem 315 grade. Deci arcul mare ACB este egal cu 315 grade. Cei doi copilași vă mulțumesc pentru ajutor, iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!